Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Istrate, bine ați venit la ziua cu numărul 16 sau 15? Scriem și noi aici? Bine ați venit la BookBuzz! Dragilor, astăzi vom face o altă provocare de iarnă, pentru că mie îmi plac la nebunie astfel de filmulețe, îmi place să mă și uit la ele, îmi place să le și filmez, cred că sunt super distractive și ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că ne putem juca împreună. Așadar, ca de obicei, o să vă las întrebările în descrierea filmulețului, asemenea link-urilor cu toate cărțile pe care vi le voi prezenta astăzi. Deci, booktag-ul de astăzi se numește Winter Wonderland. Woohoo! Sunt câteva întrebări super, super simpatice legate de Crăciun, de iarnă, de sărbătorile de iarnă, mă rog, și de acest sezon minunat. Cred că vă distrag atenția cu acești ochelari, motiv pentru care nu o să-i las pe cap, deși mie mi-ar fi plăcut. Deci mi-ar fi plăcut să fac așa tot filmulețul. Pa, 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 pa. Nu cred că e ok. Așadar, să începem cu prima întrebare. Și prima întrebare sună cam așa. O carte atât de drăguță și de dulce cât îți încălzește inima. Dacă ne referim la cărți așa drăguțe, care nu au subiecte din astea dure, mă rog, nu foarte dure, dar așa să fie ca un fel de Moș Crăciun pe Xanax, nu știu să vă dau neapărat alt exemplu decât ce am ales în acest moment, și anume cartea pe care v-am prezentat-o la ziua cu numărul 2, cărți cu subiecte de Crăciun, 10 întâlniri aranjate de Ashley Elster, pentru că asta este una dintre acele cărți care mă duce cu gândul la bucurie, la ceva drăguț, la ceva dulce, fiind vorba despre o tânără adolescentă care merge la 10 întâlniri cu 10 tipi diferiți în perioada Crăciunului. Și partea cea mai interesantă este că aceste întâlniri sunt pe nevăzute și puse la cale chiar de membrii familiei ei. Deci, chiar este o carte care îți încălzește inima, este și de sărbătoare și perfectă pentru această perioadă. Nu mi-a venit în minte altceva. Am stat și m-am uitat la cărți asta toată ziua și n-am găsit o carte care să nu aibă așa ceva acolo, un pic de tristețe, un subiect din ăsta mai serios. Așa că am ales-o pe asta. Întrebarea cu numărul 2. Care este cartea ta preferată care are o copertă albă? Nu știu dacă este neapărat preferata, dar este una dintre preferatele mele, fiind vorba despre Pământ American de Jenine Cummins. Iată, una dintre acele cărți cu un subiect atât de puternic, o carte care m-a influențat, care m-a făcut să mă gândesc că sunt foarte norocoasă, fiind vorba despre o tânără mamă pe nume Lydia, care trăia în Mexic și care, din cauza unor amenințări primite de un lord al cartelurilor de droguri din Mexic, trebuie să fugă din țară urgent, fără să știe nimeni, adică trebuie să o facă pe o cale ilegală, pentru că mafioții și polițiștii erau mână în mână și ar fi aflat. Aceasta și-a pierdut soțul alături de alți 16 membri ai familiei atunci când au venit peste ei în curte, practic, și i-au ucis, i-au mătrășit, cum s-ar spune. Ea și fiul ei s-au ascuns și au reușit să scape, însă, repet, se vede nevoită să fugă din țară fără să știe nimeni, fără acte, și trece prin niște clipe cumplite, mai ales cu un copil lângă ea. În cazul în care nu ați citit-o până acum, vă super, super recomand. Știți că la un moment dat chiar vă spuneam eu că îmi place foarte mult la Stephen King faptul că este la curent cu multe cărți proaspete și chiar văd acum pe copertă că a lăsat și el o mică recenzie. Scrie: Pământ American este un roman extraordinar, un spectacol perfect echilibrat, cu teroare de o parte și iubire de cealaltă. Scritura este impecabilă, iar povestea nu dezamăgește în niciun punct. Superb! Asta spune Stephen King despre această carte, care, repet, m-a ținut cu sufletul la gură atâtea pagini. Este o carte preferată cu copertă albă. Nu neapărat perfectă pentru această perioadă în care noi suntem toți așa veseli și giggly, dar se încadrează pentru a doua întrebare.
Următoarea întrebare. Spune așa, îți creează o imagine de ansamblu. N-am înțeles exact cum trebuie să răspund la întrebarea asta. Zice că stăm frumos într-un scaun confortabil, purtăm un onesie din ăla, o pijama întreagă, cu o cană de ciocolată caldă, serios, ciocolată caldă. Am 5 ani, un pahar de vin. But what master read are you reading? Mă întreabă ce carte citesc acum sau ce carte de dimensiuni mari care să fie acest monstru recomand. Pentru că eu așa am înțeles, o carte monstruoasă, la modul că este o carte de dimensiuni mari. Pentru această întrebare am ales Sticletele de Donna Tartt. Putem să numim un pic monstruoasă cartea asta, despre care eu v-am mai povestit și v-am spus că mi-a plăcut foarte mult, că s-a citit destul de repede. Nu mă așteptam să meargă atât de repede, dar m-a atras atât de tare povestea, încât nici n-am mai contat că are 1000 și ceva de pagini. Este vorba despre Theo, un tânăr care supraviețuiește unei explozii, un atac terorist la un muzeu și pleacă de acolo cu un tablou foarte, foarte cunoscut numit Sticletele, un tablou pe care îl ține ascuns foarte mulți ani fără să spună nimănui că l-are. An mai târziu se întâmplă o grămadă de lucruri în viața lui, avem și o poveste de dragoste aici, dar cea mai frumoasă poveste este aceea de prietenie dintre el și prietenul lui Boris. Despre Boris v-am mai spus că din această carte este personajul meu preferat. Se pare că mie îmi plac mai mult personajele astea secundare, uite cum este și la Cimitirul Cărților Uitate, la toată seria mă refer. Îmi place mai mult de Fermin Romero de Torres, care este un personaj secundar. Așa îmi place și aici mai mult de Boris, dar, repet, vă recomand acest monstru de carte. Nu vă fie frică, se va citi imediat. Pentru următoarea întrebare, nu am mai scos cărțile pentru că nu are rost, o să vă povestesc imediat. Spune că suntem afară, ninge, e zăpadă și cu cine aș avea eu o bătaie cu bulgări de zăpadă? Cu ce personaj m-aș bate cu bulgări de zăpadă? M-am gândit foarte serios dacă să răspund la modul agresiv și să mă bat cu bulgări de zăpadă cu un personaj pe care nu l-am plăcut, dar pentru că este această perioadă unde suntem toți mai buni și mai, cum era, darnici, am să vorbesc despre un personaj cu care mi-ar plăcea să am o bătaie simpatică în care să nu ne lovim, și acest personaj este Robin din seria Cormoran Strike de Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling. Mi-ar plăcea mult de tot, mi se pare că Robin este o tipă foarte mișto, a reușit J.K. Rowling să scoată dintr-o tipă drăguțică ceva foarte, foarte distant de o mironosiță, ceea ce pentru mine este perfect, pentru că v-am mai spus de multe ori că nu suport aceste personaje nici în viața reală, aceste mironosițe care se vor mereu a fi perfecte, deși este de la sine înțeles că nimeni nu e perfect, așa e lumea. Așa că cred că aș avea o bătaie cu bulgări cu ea, mi se pare un personaj foarte mișto. Dar bineînțeles că acum că am văzut și serialul, o am în minte doar pe actriță. Mă rog, mi-ar plăcea și cu actrița, este foarte drăguță și actrița. Mai departe, întrebarea cu numărul 5. Oh, nu, începe focul să se oprească, deci ne imaginăm că avem și un șemineu acum. Și focul începe să se stingă. Oh, nu... Oh, ce grea a fost asta! Din ce carte ai smulge ultimele capitole ca să întreții, să întețești focul? Și m-am gândit, deși întrebarea este cumva menită să scoată la iveală o carte care poate nu ne-a plăcut cel mai mult, eu m-am gândit să rup ultimele capitole, bineînțeles metaforic, din una dintre cărțile mele preferate din Brit Maria a fost aici, de Frederick Bachmann, pentru că m-a deranjat un pic finalul.
că nu mi-a plăcut sau că am fost dezamăgită, m-a enervat un pic, aș fi vrut să fie altfel, aș fi vrut să fie altul, am înțeles de ce a ales autorul să încheie cartea așa. Până la urmă nu ține de mine să-i stabilesc finalul în condițiile în care eu tot susțin că nu-mi plac cărțile cu final deschis, dar un pic așa m-a deranjat și dacă aș fi în acea ipostază să fiu nevoită să rup câteva capitole, nu că aș face vreodată așa ceva cu vreo carte, cu nicio carte, nici măcar cu una care nu mi-a plăcut deloc sau care mi-a deranjat maxim, nu aș putea să fac așa ceva, dar așa, repet, metaforic, aș rupe ultimele capitole din Brit Marie, deși este una dintre cărțile mele preferate și cred că v-am recomandat-o de un miliard de ori. M-a făcut să râd, m-a făcut să plâng, mi s-a făcut pielea de găină, o iubesc pe Brit Marie, mi se pare un personaj absolut fenomenal. Și suntem și la ultima întrebare. Ce carte este atât de aproape de inima ta încât să-i o dăruiești cuiva de Crăciun în condițiile în care acea persoană este începătoare? Păi, Harry Potter. Nu am mai scos toate cărțile că nu are rost. Cu siguranță că Harry Potter este perfectă pentru începători de orice vârstă, nu doar pentru copii. Dar, ca să mai aduc și altă opțiune, aș dărui de Crăciun O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții de Mark Haddon. V-am mai povestit despre această carte în cadrul provocării de 30 de zile, o carte cu titlu ciudat, nu mai știu cum era, ceva cu titlul cărții, pentru că, după cum vedeți, da, e un titlu destul de ciudat. Este vorba despre un băiat de 15 ani, Christopher, care suferă de sindromul Asperger, care înțelege foarte bine cifrele, matematica, dar nu se descurcă atât de bine atunci când vine vorba despre relațiile interumane. Și atunci acesta este nevoit să facă niște schimbări drastice în viața lui în momentul în care găsește câinele vecinului mort pe stradă. Se decide să descopere criminalul și în felul acesta află niște adevăruri foarte, foarte dure despre viața lui. Cartea este destul de micuță, se citește imediat și este absolut fenomenală. Am citit-o în copilărie, v-am mai spus povestea, dar în cazul în care sunteți noi și apropo bine ați venit și n-ați văzut filmulețul, dar mergeți să-l vedeți ca să aflați mai multe informații. Spuneam acolo că am citit-o și că am pierdut-o pe undeva pe la țară. Dragilor, aceasta a fost provocarea de astăzi. Sunt doar 6 întrebări. Sunt tare curioasă. Dacă puteți răspunde și voi la ele în secțiunea de comentarii, aș fi foarte, foarte curioasă să văd și răspunsurile voastre. Vă mulțumesc super, super mult dacă ați rămas alături de mine și astăzi până la final. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem mâine! Pupi, pa!